clasă 9 ianuarie 2016, ședința ordinară a Consiliului Local. Convocat pe dispoziția numărul 3 din 3 aprilie 2016, acum am comuna Argani. Deci, eu sunt prezent 7, în prezentul domnul Moise Vini. Domnul Popa, a văzut tot ce este cu Ghinezghiner. Nu știu, vedeam. Oricum, fiind prezent majoritatea consilierilor, ședința este legată cu știut și toate ce pe lucrările. Având în vedere prevederea articolului 42 a neamțului 5 din legea numărul 215/2001, spun spre aprobare procesul verbal încheiat la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci procesul a vot a fost adoptat în unanimitate votului. Având în vedere prevederea articolului 42 a neamțului 5 din legea numărul 215/2001, supun. Nu. Deoarece domnul Pădurarul Remus a prezentat cele trei luni ședințe de Consiliu Local, vă rog să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte pentru trei luni. Cine face propuneri? Cine? Nu, dar mai fost. Nu, nu, am fost să trebuie să duc eu. Cine? Nu, nu, nu. Și doamna Nică e dacă tot. Ce vă poți spune, doamna? Absolut. Deci propuneți pe domnul Macadam Bogdan. Ce este pentru? Împotrivă? Abține? Deci domnul Macadam... Mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că voi conduce lucrările ședinței conform normelor legale și democratice. Se dă citire ordinei de zi. 1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anului 2016 a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 50.200 lei. Inițiator Victor Deaconu, primarul comunei. Proiect 2. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 428.640,72 lei din excedentul bugetului local al anului 2016 pentru continuarea lucrărilor a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse de inundații. Inițiator Victor Deaconu, primarul comunei. 3. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 200.000 lei din excedentul bugetului local rezultat la încheierea excedentului bugetar pentru anul 2016 pentru acoperirea temporară a bonului de cap. De casă. Inițiator Victor Deaconu, primarul comunei. 4. Proiect de hotărâre cu privire la completarea HL numărul 55 din 21-12-2016 a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017. Inițiator Victor Deaconu, primarul comunei. Dacă mai sunt și alte proiecte pe ordinea de zi, mai sunt consiliere? Da. Un proiect de hotărâre privind primirea orașului Ionești în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIF, și modificarea actului constitutiv și a statutului acestea. Inițiator Victor Deaconu, primarul comunei. Îl pun la vot pe ordine de zi în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Dacă se abține și nu, dacă se împotrivă. Intrăm în ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anului 2016 a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 50.200 lei. Aviz Consiliului de doamna Anica Bună. Doamna Anica Gabriela, președintea Comisiei de Specialitate, prezint avizul Comisiilor Reunite. La acord aviz favorabil. Dau cuvântul doamnei Cernat Narcisa, contabil pentru a reprezenta raportul de specialitate.
Propunem spre aprobarea acoperirea definitivă din excedentul anual al bugetului local de rezultat la încheierea exercițiului bugetat pentru anul 2016, al deficitului secțiunii de dezvoltare în suma de 50.200 lei. În conformitate cu prevederile articolului 58 aliniatul 1 litera C din legea numărul 273/2006 privind finanțele publice locale cu motivele și completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local în rezultat la încheierea exercițiului bugetat pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează în baza hotărârilor autorităților deliberative pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare după caz la sfârșitul exercițiului bugetar. Articolul 5.13.3 alineat 1 litera B din ordinul Ministerului Finanțelor Publice numărul 2890 din 21 decembrie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2016 prevede ca în situația în care secțiunea de funcționare sau secțiunea de dezvoltare înregistrează deficit, consiliile locale au obligația de a aproba prin hotărârea Consiliului acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de funcționare sau dezvoltare după caz, până la data de 9 ianuarie 2017 inclusiv. Menționăm că prin hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 152 din 23 noiembrie 2015 ne-a fost repartizată suma de 56.500 lei pentru finanțarea lucrărilor la drumurile comunale pentru anul 2015, sumă din care au fost efectuate plăți în luna decembrie 2015 în valoare de 6.304,84 lei, rămânând neutilizată suma de 50.195,16 lei, care potrivit prevederilor articolului 51 aliniat 8 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 47 din 23.10.2015 a fost reflectată în excedentul bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2015, urmând a fi utilizată în anul următor cu aceeași destinație pentru care a fost alocat. În consecință, în cursul anului 2016, am procedat la utilizarea sumei, conform prevederilor legale sus menționate, precum și ale hotărârii Consiliului Local numărul 7 din 1 februarie 2016 și ale articolelor 3 și 4 din hotărârea Consiliului Local numărul 50 din 26 octombrie 2016, la capitolul 84.03.01 drumuri și poduri pentru obiectivele de investiție, reconstruire pod beton armat peste ruta zborul sărat pe DCL 178 s-a utilizat suma de 36.20 lei și pentru amenajare șanțuri betonate suma de 14.000 lei. Atât, nu? Da. Mulțumim, doamne, ce n-am acționat. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, dacă nu cele prezentate, domnul... Dar sunt de acord cu ceea ce a prezentat doamna Narcisa, domnului Cuza, cum fac punct și lângă, dând savoron raportul care l-a prezentat, n-am nimic cu părere. Da, internet. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu mai aveți nimic de spus, atunci supunem la vot proiectul de hotărâre forma prezentată. Și este pe vot? Cine este împotrivă, dacă se abține și nu. 2. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 428.740,72 lei în excedentul bugetului local anul 2016 pentru continuarea lucrărilor pe infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse de inundații. Domnul Matălan, domnul președinte al Comisiei Sociologice a Fărțului. Comisiei de Specialitate realizează favorabil raportul. Și dau cuvântul doamnei Cerai Narcisa pentru a prezenta raportul. Da, deci propunem spre aprobare utilizarea din excedentul bugetar al anului 2016 a sumei de 428.640,72 lei pentru continuarea lucrărilor de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse de inundații. Având în vedere faptul că din suma de 511.000 lei reprezentând subvenția alocată din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului prin hotărârea Guvernului numărul 468 din 6 iulie 2016 pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse din inundații,
a fost utilizată în anul 2016 doar suma de 82.359,28 lei. Solicităm aprobarea utilizării diferenței de 428.640,72 lei rămase neutilizată cu aceeași destinație pentru care a fost alocată până la finalizarea lucrărilor. Menționăm că suma neutilizată a fost reflectată în excedentul bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2016, conform prevederilor articolului 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului numărul 99 din 15 decembrie 2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare. Mulțumim, doamne Cernel Narcisa. Dacă dorește cineva să ia cuvântul vis-a-vis de ce prezentat. Domnul Cervu, sunt de acord cu, într-adevăr, și la primul punct ca să mă refer, banii necheltuiți, normal că trebuie să cheltuim anul ăsta, 2017. Ce-au rămas lucrările neterminate și deci așa, putem finanța acum. Sunt de acord. Și încă o întrebare. O apărut cumva ceva și pe la populație, că au fost foarte mulți cetățeni, multe case inundate. O apărut cumva și la, o dat ceva guvernul la ăștia? Sau numai pentru... Deci, normal ar fi trebuit și ei poate... Se pare că nu. Se pare că nu. Cred că se mai gândesc. Probabil. Da. Bine. Dacă mai doresc, sunt de acord cu materialul prezent. Mulțumim, domnul. Am ascultat cu toții și sunt de acord cu ceea ce a prezentat doamna. La interferența comunii cu noastre, cu Comuna Poduri, la Mialache acolo, am mai precizat odată treaba. Barierele le-a adus acum, Tazlău înnăboiat și ferească Dumnezeu, dacă vine vreun incendiu ceva, mașinile o să vină de pompieri prin Poduri, că n-are cum urca pe aici. N-are cum să bagă în Tazlău. Acum nu cred că nu mai putem face acum, că nu, mai, cimentul nu se poate prefabrica acum ca să mai putem face ceva. Dar trebuie avut în vedere chiar tractorul care asta să facă până la cornit acolo. Ei au venit până în coace, până la limita comunii. Am atât. Mulțumim. Atunci o să spun și eu două cuvinte. Poftați. Având în vedere că avem excedentul acesta, lucrările într-adevăr trebuiesc finalizate, pentru că încă mai sunt probleme. Și nu am nimic împotrivă pentru utilizarea sumei în acest scop. Dacă mai vreau cine să spun. Atunci supunem la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă, dacă se abține cineva? Mulțumim. 3. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 200.000 lei din excedentul bugetului local rezultat la închiderea exercițiului bugetar pentru anul 2016 pentru acoperirea temporară a golului de casă. Domnul Rus Alisandru, președinte al Comisiei. Comisiile reunite a dat aviz favorabil. Da. Dau cuvântul doamnei Cernel Narcisa pentru a prezenta raportul. Având în vedere că la momentul de față unitatea noastră nu înregistrează venituri, precum și faptul că potrivit prevederilor articolului 40 alineat 3 din legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, finanțele și completările ulterioare, direcțiile generale ale finanțelor publice vor acorda unităților administrative teritoriale sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și transferuri consolidabile cu încadrarea limita lunară de 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent, nefiind până la momentul de față aprobat cu bugetul de stat pentru anul 2017. Prognozăm că veniturile vor fi insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor de organizare și funcționare, inclusiv a celor de personal, necesare în scopul îndeplinirii atribuțiilor și obiectivelor legale. Drept urmare, în conformitate cu prevederile articolului 58 aliniat 1 litera B din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, solicităm aprobarea utilizării sumei de 200.000 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar al anului 2016 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare în anul curent. În cazul în care veniturile anului curent vor fi insuficiente pentru reîntregirea până la finele anului 2017 a excedentului bugetar al anului 2016, vom proceda la solicitarea adoptării de către Consiliul Local a hotărârii privind acoperirea definitivă a eventualelor deficite înregistrate la sfârșitul exercițiului bugetar, conform prevederilor articolului 58 alineat 1 litera C din legea 273/2006.
Mulțumim, doamne, ce n-am acesta. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, domnul Rosu. Sunt de acord cu ce a prezentat doamna acesta. Cunosc problema golului de casă, care este de 209, care trebuie să acopri golul de casă. Așa, nu am nimic cu eu. Am terminat. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Mai pot să punem la votul forma prezentată. Cine este pentru... Cine este împotrivă? Trecem la următorul punct. 4. Proiect de hotărâre privind proiect de hotărâre cu privire la completarea HCR numărul 55 din 21-12-2016 a impozitelor și taxelor locale. A zis Comisiile Reunite. Doamna Anica Gabriela, președintele Comisiei Specializate. Comisiei de Reunite a potrivit favorabil. Mulțumim. Dau cuvântul doamnei Macadam Cristina, contabil, pentru a prezenta raportul de specialitate. Propus prin aprobarea Consiliului Local al de anul următoare, conform articolului 484, legea 227 din 2015, capitolul taxe special, pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, precum și pentru promovarea turistică a localității, Consiliile Locale Județene și Consiliul General al Municipiului București după caz, pot adopta taxe speciale. Domeniile în care Consiliile Locale Județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot adapta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum și conformul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile legii 273 din 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare. Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituția sau serviciu public de interes local, potrivit regulamentului de organizare funcționare al acestora sau de cele care sunt obligate potrivit legii să efectueze prestații ce intră în sfera de activitate acestui tip de serviciu. Deci, urmare, propun a fi instituite următoarele taxe. Taxe eliberare, certificate, adeverințe și a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație. 5 lei. Având în vedere prevederile articolului 3 din legea 207-27-2015 privind codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, articolul 256 din legea 207 din 27-2015 privind codul de procedură fiscală, articolul 670 din legea 134-1-7-2010 privind codul de procedură civilă cu modificările și completările ulterioare, solicit aprobarea suportării cheltuielilor de executare de către debitorul urmărit. Articolul 3 alinia 2 din legea 207 din 27-2015 privind codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare prevede următoarele. Unde prezentul cod dispune, se aplică prevederile codului civil și ale codului de procedură civilă, republicat în măsura în care acestea pot fi aplicabile raporturilor dintre autorități publice și contribuabili plătitori. Articolul 256 din legea 207 din 27-2015 privind codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare prevede următoare. Articolul 1. Cheltuielile ocazionate, alineatul 1. Cheltuielile ocazionate cu efectuarea procedurii de executare stabilită sunt în sarcina debitorului. Prin alinea 2. Prin excepție de la prevederile alineatului 1, în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, cheltuielile generate de comunicarea sumației și adrese de înființare a acoperirii sunt suportate de organul fiscal central. Alineat 3. Suma cheltuielilor cu executarea silită se stabilește de organul de executare prin proces verbal, care constituie titlul executorului potrivit prezentului cod și are la bază documente privind cheltuielile efectuate. Alineatul 4. Cheltuielile din executarea silită a creanțelor fiscale se avansează de organul de executare silită din bugetul acestuia. Alineatul 5. Cheltuielile din executare silită care nu au la bază documente care se atestă că au fost efectuate în scopul executării silite, nu sunt în sarcina debitorului urmărit. Alineat 6. Sumele recuperate în contul cheltuielilor de executare silită se fac venit la bugetul din care au fost avansate, cu excepția sumelor reprezentând cheltuieli de executare silită a creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, care se fac venit la bugetul de stat dacă legea nu prevede altfel. Atât. Mulțumim, doamne Macadam. Dacă dorește cineva să ia cuvântul cu privire la cele prezentate. Da, am ascultat cu atenție materialul prezentat de doamna Cristina Macadam. Sunt de acord cu cele prezentate de acolo și cu taxele care sunt prevăzute la taxele speciale. Mai ales pentru debitorii, cei care sunt debitori la noi și se suportă toate cheltuielile care sunt... Da, nu am nimic împotrivă. Sunt de acord cu cele prezentate. Dacă mai doriți cineva să ia cuvântul. Dacă nu mai dorește, supunem la vot. Cine este pentru
Cine este împotriva? Dacă se abține, cine? Trecem la următorul punct al ordinii de zi. 5. Proiect de hotărâre privind primirea orașului Ungurești în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, și modificarea actului constitutiv și a statutului acesteia. Am zis comisiile reunite. Domnul Martaran, președintele comisiei. Și dau cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta raportul. Da. Ca o concluzie a acestui raport, noi trebuie să supunem spre analiză și aprobare primirea municipiului Onești ca și membru al ADIB-ului, respectiv Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Dacă sunteți de acord, dau cuvântul, dacă cineva vrea să ia cuvântul. Dacă vă vedeți și noi secundul, dacă nu se pune la vot, vă rog prezentat. Cine este să? Fiind sesizate toate problemele de la ordine de zi. De ca și din zi. Cei doi pasnici ai noștri, Alexandru. Eu am fost să fie problemele voastre, domnul primar și domnul vice. Uite, încoace, deci nu avem mult cum să spun eu. Dacă așa se spune, așa s-a întâmplat, dar e zăpadă foarte mult. Am înțeles că sunt doi pazi și lice la dumneavoastră care sunt angajați, nu? De ce nu poate să fie prostit ziua? Că este, practic, toată primăria este monitorizată de camere luate în vedere și așa mai departe. Este adevărat sau nu? Așa știu. Văd că de câte ori intru la domnul secretar, se vede pe ecran cu orice mișcare și așa mai departe. Eu vă propun ca să fie folosit în timp de zi acești doi oameni care sunt și ca să poată face rău și ei sunt angajați pe 8 ceasuri de vreme, după cum am înțeles, nu? De ce să nu-i putem folosi, nu? Iar noi ce facem, dar dacă-i zăpadă bine mereu? Nu, 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 e bine, bine, dar nu, nu, dacă mănânc astăzi, nu mai mănânc și mâine. Da, nu, 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 dacă îți dă cineva, dar nu, dacă îți dă cineva. Eu vă propun ca să fii folosiți acești doi oameni și în cursul zilei, deci în, în ziua lumină. Cu tare e lucrat, vor ceasuri de vreme, cum sunt angajați ei. Deci dacă îmi permiteți, dacă dumneavoastră o să stabiliți, noi o să-i aducem permanent numai de zi. Nu putem să-i obținem. Păi numai de zi, corect, sigur că da, dar având în vedere faptul că v-ați mai înainte. Deci în cazul ăsta, dacă dumneavoastră o să stabiliți, o să modificăm fișa postului cu atribuții pentru atâta de zi. Sigur că da. Păi dar nu e păcat. Stează vara pe aici, pe în față, pe aici, ca să nu pot să aranjez treburi cu mașină, vine ca să se parcheze sau... Nu? Așa zic. Dar nu sunt activități și vara. Sunt atâtea probleme. De săpat, de curățat, de curățat șansuri de una alta, așa. Nu? Așa gândesc. Deci, dacă poți să iau cuvântul, nu? Dacă e paznic de noapte, mai bine ar fi, părerea mea, ca fiecare dintre cu părerea, să fie în timpul nopții, să dea zăpada la o parte, să facă anumite activitate în concomitent cu paza de noapte. Dacă la duci ziua, nu mai este paznic de noapte, e paznic de zi. Sau îl folosesc ziua. Acum să vedem cum îi permite codul muncii, sau mă rog, domnul secretar, legalitate. Păi dacă permiteți, deci ei sunt muncitori necalificați cu atribuții de pază. Deci ei nu sunt paznici. Și nu sunt numai la primărie, am crezut că sunt tipul. Comun, deci ei sunt muncitori necalificați, iar cu noi, atribuții de paznic,
trebuie să respecte anumite criterii și legislații mari. Și trebuie să aibă niște cursuri, de pază și protecție, care să fie... Nu, e zbor. Nu, supraveghetor, nu. Da. Și cum nu se poate folosi ziua acești oameni? Ideea e cât mai eficienți pe timp de zi. Avem camere, avem camere de urmă, dumneavoastră decideți. Deci dacă credeți că e mai bine să stea noaptea în primărie, sau să vină ziua, să stăm degeaba noaptea. Executăm activitățile care le avem din planul local. Cât este motorizare în video? Personal de la ajutorul social știți că sunt foarte puțin, deci foarte puțin. Împreună cu ei, deci vor desfășura activitățile de care ei sunt din cuvință. Da, eu așa gândesc. Dar dumneavoastră stabiliți. Da. Da. Ziua, să fie folosit ziua, că cel mai corect. Păi nu, până la urmă nu. Logic, dar și personalul este insuficient și sigur și mai ales cum se schimbă atât pe fișa. Absolut, păi dar nu știu. Păi să se pune la vot oameni, nu la oameni, nu în cercul, că e supraveghe mică. Se întâmplă la cineva și că eu ți-am făcut baza. Dar nu s-a întâmplat nimic. Dar trebuie să o facem cum trebuie și cu capătul. Și dacă se întâmplă, nu are ce să-i facă nimeni ăla din capătul satului, prin pas de centru. Acum la putere foanii nu se face. Dar urmă, cât pasă acolo? Dar dacă v-ați uitat când am stabilit taxele și impozitele, deci pază nu există, nu mai există pază. Eu ce spui, n-am fost și la ce ți-a putut? Deci pază nu mai este. Deci nu mai este pază, dar am... Deci am... Tu ați pază, da. Nu este. Dacă nu mai este pază care cum zici unul care să aibă, domnule, s-am plătit și nu mai supravegheat, deci nu avem nicio problemă. Eu n-am pus problema asta sub nicio formă decât în binele comunității. Dar deci înțelegem. Nu trebuie, dar cel puțin, ca o idee, ei ar trebui să vină cam de la două, după ce pleacă personalul la primărie, până la 10. Și de la două. Adică o stabilea și două. Da, dacă n-ar fi bine așa, dacă personalul de la 10, de la 10, seara... Eu face și curățenie păi și dimineața cine zăpadă de față nu, de nu e vorba de zăpadă, e vorba de eficiența care o au lucrând de zi și lucrând noaptea. Exact. Și iarna poți să-i dai un căpuț zăpada și vara poți să-l pui la anumite... Fără discuții, deci asta îți spun. Spun de la deci, da, activitatea poți fi. Zăpada, mă, da, are dreptate, domnul, față mea cum hotărâți așa? Eu vreau să este de acord cu problemă ce am spus. Da, cum? Astea sunt probleme. Deci toată mai de-a fost. Eu am zis impresia că noaptea ce face. Nu mai sunt. Uite, eu mă mușe.